Thank you.
Penalizare la CSEA Steaua București, jucătorul numărul 33, Mircea Niciuc, penalizat 2 minute de penalizare, în minute 44 de secunde. Thank you.
Gol marcat de CSM Dunărea Galați, a scris jucătorul numărul 47, Irinia Adrian, asistat de jucătorul 18, Armen Budoșnov, minutul 78 secunde. Offside. Ambele echipele lasă formații complete. Offside. Thank you.
Penalizarea la CSEA Steaua București, jucătorul numărul 68, a fost arbit. Penalizarea 2 minute cu agățare, 12 și 46 de secunde.
Egalare interzisă.
gol marcat de CSM Dunărea Galați. A scris jucătorul 20, Iuriț Clemente, asistat de jucătorul 27, Sergi Savolci, în minutul 19, jucătorul de secundă. Ultimul minut al primei reprize.
Franț, jucătorul numărul 22, Romanel numărul Vladimir, realizat 2 minute de reflecție, 20-49 secunde. Yeah!
Penalizat la CSEA Steaua București, jucătorul numărul 17, Afanasie Sergei, penalizat 2 minute de pierdere pentru 23 și 4 de secunde. Ce să ne dumneavoastră la informație completă? Penalizarea la CSEA Steaua București, jucătorul cu numărul 9, Dimas Mirdeni, penalizat 9 minute de lovire cu plus, acum 10 minute pedeapsă de reacuvântă, cu 24 și 2 secunde. Gol marcat de CSEA Steaua la Galați, asistat de jucătorul cu 28, Sergei Cernenco, asistat de jucătorul cu 7, Timur Asulov, și de jucătorul cu 19, Cumela Ursula Donatas, cu 24 și 8. Thank you.
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 Gol marcat de CSM Dunărea Galați. Scris jucătorul numărul 28, Sergei Cernecu. Asistat de jucătorul numărul 25, Andrei Budoșnov. Și de jucătorul numărul 19, Cupelea Urca Stonatas, cu 46 și 43 de secunde. Ceva la mansardă, mă!
Penalizare la CSA Steaua București, jucătorul numărul 23, chiar pe Dorin. Penalizat 9 minute pentru tehnică, pentru 50 și 32 de secunde. Thank you.
de CSM Dunărea Galați, a scris jucătorul numărul 51, Marius Marcuș, asistat de jucătorul numărul 12, Robert Traici, pentru 55 și 40 de secunde. CSA Steaua București a văzut formația completă.
ați Budapesta. Thank you.